Hei și salutare lume, bine v-am găsit la un nou episod, bizon.ro slash robi, după cum vedeți, graveața e civil, vă cum am pornit episodul, cum mi-a venit întrebare, norocul meu. Deci unele case nu sunt locuibile? Salut, deoarece, deoarece, nu sunt destui jucători pentru a fi mai multe case. Dar le poți cumpăra cu euro. Da, casele care nu sunt locuibile pot să fie cumpărate cu euro dându-i un PM lui Bobo. Evident faci un SS și Bobo va alege prețul, nu-l vei alege tu. Un an nou fericit. Mulțumesc mult, frate, mulțumesc enorm de mult. În mod pe cul tău când îl pui, vedem, nu știu, facem un mod pe care. Dar așa e, Crăciun, intrăm în ianuarie, băi, a doua lună, deci... Bă, poate facem un mod pe de-al nostru, ce ziceți? Am înțeles, am și bubuit. Bem suc de asta de roșii de la Kaufland, bă, bestial sucul. Nu facem promovări la Kaufland, bă, bestial. Un suc bestial și vrăduț ăsta Gucci brand, bestial omul. De treabă, am făcut un brief cu el de 60 de minute, foarte treabă, am glumit, am râs. Și acum îmi dai, te rog, please, ce să-ți dau, frate? Un an nou fericit, da? Sunt mare fan. Rămân dator, promit. Scuze, bro, dar nu pot. Adică am dat foarte mulți bani în ultima vreme și am cam scăzut pe plan financiar. Ar trebui să mă ridic înapoi. Plus că atunci ai Crăciun, mai dat 500 de cam. Deci, ok, am așa... Deci băiatul ăsta a vlăduț tot respectul. Acum să vă spun, din perspectiva mea, cum stă treaba asta cu brief-uri de... brief, ce am eu aici? Uite, zice, brief, para, brief, TTC, brief, LSPD, brief, așa. Deci, tu, ca civil să zicem, tu ca om cu nivel între 1 și 10, cum am zis în episodul trecut, pentru a face parte într-un ăsta de... Nu știu, poți să-i zic ajutor, mai mult, nu știu, integrare pe server. Trebuie să ai level cu peste 10. Tu ca civil să vezi că unul se face spam așa. 1 2, nu știu, 1 pac, brief, gsb, gsb, brief, vdt, brief, deci să vezi că unul se face spam așa. Foarte, foarte mult spam chestia asta. Nu te-ai plictisit, vedem că te-ai plictisit. Eu am încercat, eu ca helper, am încercat să schimb chestia asta cu brief-ul, nu știu, să o fac mult mai interactivă. Și să vă zic acum cum stă, nu știu, în capul meu toată faza asta. Fac, să zicem, brief paramedics. Să zicem, începem cu brief paramedics. Am făcut brief paramedics, prima asta a fost pusă. După care, eu între toate astea și în timp ce mai scriu, că zicem că sunt de astea în care trebuie să scriu, uite, brief LVPD 1, brief LVPD 2, vedeți că sunt mai multe. Uite aici, brief DICE, vedeți? Brief DICE 1, brief DICE 2. Și între astea, între toate astea, 1, 2, 3, eu mai vorbesc cu jucătorii, zic, bă frate, ce mai faci, bă, glumim, nu știu, vorbim, cum ar fi, eu aici am dat pe Radio Bizon și erau colinde pe Radio Bizon. Și comentam eu cu Vlăduț ăștia, cu Vlăduț comentam. Nu știu, colinda, spuneam, bă frate, ce mai faci, am început vorbind despre școală, despre orice subiect. Deoarece tu, ca helper, dacă nu stai și nu vorbești cu un jucător, nu știu de ce, dar nu-mi vine să ies. Culcă-te, măi, culcă-te, mă, ăștia de la prezent. Ăștia de toți dau recompensa, să știi că îmi vine să fac lecții de 1002. Nu toți. Nu sunt obligați. Da, vă spune de brief dacă nu e nimeni obligat să-i dea bani. Doar eu de obicei mai dau bani, na. Dau bani la jucători. Deoarece, cum v-am zis, din punctul meu de vedere, brief-ul constă în a explica jucătorului cum a se să integrezi pe server, dându-i mai multe informații folositoare despre acesta, să glumești cu el, nu știu, să-i spui, să vorbi, să încerci să îl cunoști, să, nu știu, să intri în lumea lui și el totodată să intre în lumea ta, să vă înțelegeți. Și eu cum ar fi, eu am început să devin, nu știu, să fim niște amici, eu cu Vlăduț, o oră am stat cu brief-ul ăsta și asta pentru mine este un brief. Explici, glumești
Și dacă pot, mai ajut și financiar la sfârșit. De obicei ajutam cu vreo 20k, 10k, deoarece pentru un jucător care se apucă pe server, sunt trei chestii. Trei chestii din punctul meu de vedere, trei chestii elementare care îl vor ajuta să se integreze pe server. 1. Primirea unor informații folositoare despre server. 2. Nu știu, să îți faci un amic. Că dacă nu-ți faci un amic, adică tu te simți, nu știu, respins într-o comunitate, aici comunitatea asta de 400-500 de jucători, când suntem mult mai mulți atât, tu când te simți respins, te lași. De aceea eu de fiecare dată comunic cu jucătorul, comunic, nu știu, îl fac să se simtă bine, deoarece așa îl fac să rămână pe server. Și 3, ajutor financiar. La început nu poți câștiga foarte mult din misiuni din astea, dar când vede că îl ajută cineva, nu știu, el cred că simte că este, nu știu, este apreciat și îl face să rămână pe, deci, pe server. De aceea sunt trei chestii elementare din punctul meu de vedere într-un brief. Ajutarea jucătorului, nu știu, vorbești cu el, glumești, nu știu. Deci, ajutarea jucătorului, discutarea cu jucătorul și ajutarea financiară. Ajutarea financiară este mult mai puțin, deoarece asta, nu știu, sunt niște chestii care sunt trecătoare, dar niște informații spuse în glumă, nu știu, mai râzând, mai glumind, mai vorbind, sunt mult mai importante, ce chiar te ajută și mai ales brief-ul chiar ajută foarte mult. Evident, sunt și helper care nu știu să facă brief foarte bine și jucătorul se plictisește în al doilea minut și nici helperul nu rezolvă cu punctele, nici jucătorul nu rezolvă cu informațiile. Trebuie să ajungem toți la un numitor comun. Acum am ajuns acasă lui domnul... Lu domnul, unde e casa? Aici, mai în față, lu casa lui Hobbit. Aici am vrut să termin la casa lui Hobbit, vreau să terminăm quest-ul, însă și terminăm quest-ul, 3, 2, 1. Ei, am terminat quest-ul, $150, $150,000. Oh, oh, Merry Christmas, oh, 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 așa, 20 puncte de respect, 10 puncte de jaf, 10 puncte de vadare, o cutie roșie și roșie. 200 de gold. Mersi mult. Zice țalită, zice, băi, zică țalită. Ce țalită, dai ce ești ca nu. Hai că am luat și quest-ul. Ia, creiți. Eu aveam deja două. Da, aveam 20.000 sau mai două. Hai deschidem câteva. Oricum vă explic pe episodul ăsta mai multe. Unde e? Hai să ne ducem, pe, unde e asta? Uite, trofeu, unde e? Șmecheraș, unde s-o scu... Ah, am înțeles, că e la Balamuc. E la Balamuc trofeu. Bă, unul, nu mi se bagă unul în sâfă, așa mai șmecher frumos. Of, of, mă enervez. Când văd că nu mi se pune trofeu. Așa, uite, mi s-a pus. Uite, unul aici. Hai să mergem aici. La trofeu ăsta, punem checkpoint-ul frumos, tu câți ani ai? Măi, am 14 ani, frate. Și cam asta, treaba asta stă cu brief-ul. Acum, m-am gândit și sper să vă placă, vom face... Deci, doresc să vă spun, nu știu, să vă dau niște sfaturi prin care puteți să luați helper garantat. Voi face 4 episoade de acest fel, deci le voi împărți, toată faza asta o voi împărți în 4 episoade. În fie... Tu câți ani crezi că am? Nu știu... 13, să zicem. 13 ani, habar n-am. 15. Mai puțin sau mai mult? De unde vrei că ai ghicit? Nu știu. Telepatia, frate, telepatia. Bă, dar ce faină mi-arată mapa asta pe... mapa pe M, se zice, dar asta e mapa pe Z la mine, adică eu ți-a pus pe Z ca să mi se activeze, nu știu de ce. Așa, am luat o gură de suc de roșii, deci putem vorbi. Deci, ca să iei helper, acum vom începe cum am ajuns să... Deci, hai să începem cu începutul, că nu putem începe cu sfârșitul. Eu m-am apucat de comunitate în 2012 sau 2011, încă o dată vă zic, nu știu anul sigur, ori 2012, ori 2011. Și... când m-am apucat de comunitate, am început să joc pe RPG 1. Mă chema, exact așa mă chema pe RPG 1.
Robby Gaming. Atunci, nu fără 373, Robby Gamer mă chema. Atunci eu nu aveam un plan să intru într-o facțiune, nu știu, să-mi cumpăr mașini, să fac ceva, n-aveam nimic în plan. Ce făceam era? Să fac de mă, ori să bag cod ca să iau bani să mă distrez. Păi, luam bani, băgam, scoteam rotorul de priză, îl băgam încă o dată, iar luam bani. Scoteam rotorul de priză, îl băgam încă o dată, luam bani, realizam bani pe IP, știi? De aceea făceam chestia asta. Și asta însemna pentru mine distracția. Dar crescând în, nu știu, devenind mai deștept, deșteptându-mă, mi-am dat seama că ar trebui să fac ceva pe jocul ăsta, nu ar trebui să fac aceleași chestii la infinit. Deoarece, la un moment dat, te plictisești de el. Și am decis, uite frate, mă apuc de job. Bă, m-am apucat de job. Făceam job, făceam bani, am luat prima mea țapă cu un clan, am dat 5K, nu m-a invitat în clan, după care m-a dat afară. Prima mea țapă am luat-o în 2015. Am zis, bă frate, mă las, 3 zile comprem, hai că e șmecher, hai că e bravo, e bravo, hai că e frumos. Hai să mai băgăm cu un crate, să ne ducem la Bălăceanca. Stați, că mă enervează. Bă, da, ce marcaj, frate, că nu mi se pune niciun marcaj mie. What? Avem un marcaj aici? De stăți. Cereți noi, ziceți-mi voi că sistemul ăsta nu-i buguit. E mai buguit decât... A, uite că mi s-a pus un trofeu. În sfârșit. E în LV. Perfect, hai să mergem în LV. Și făceam job. Am luat prima mea țeapă. Nu. Deci vă zic pe acum, nu renunțați niciodată. Eu cu țeapa asta e de 5K. Am muncit 2 ore pentru 5K. Pe atunci erau alte sisteme. Făceai foarte greu banii. Dar nu m-am lăsat. Și așa am crescut în bani în asta. Solestin Stark pe G3 în 2014 m-am apucat. Am aplicat în prima mea facțiune în 2015 după un an de când s-a deschis RPG3-ul. Am fost respins. Aveam aplicații de alea cu doresc să devin admin și să-mi iau infernul și ceva de genul. Chestii de astea. De ce vrei să intri în facțiune? Să transport jucători la locurile alese de ei. Deci, eram bătut în cap, nu știam absolut nimic. Nu știu, jocul ăsta pe mine m-a ajutat. Nu știu, eu cum vorbesc am mai gramatica noastră și școala foarte mult și cititul, dar m-a ajutat foarte mult și jocul ăsta, deoarece eram corectat de foarte multe persoane. Și așa am ajuns unde sunt. De aceea, primul lucru, pentru a ajunge la o funcție, trebuie să înveți din greșeli. De fiecare dată învățam din câte o greșeală pe care o făceam. Eu făceam foarte multe greșeli. Și unde-i trofeul, frate? Doamne, eu simt că explodez. Unde-i trofeul? Bă, voi vedeți că nu mi se pune trofeu? Uite, iar nu mi s-a pus trofeu. Unde-i trofeul, frate? Trofeu, unde te-ai ascuns trofeu? Ăsta-i tu, nu? Ia să mai dăm o dată. Ia uite, T. Mergem la T-ul ăla. Uite unde e T-ul. T-ul este exact în lâsă. Haideți să mergem în lâsă. Bun, deci primul lucru, ca să ajungeți la o funcție importantă, trebuie să aveți... Să nu vă lăsați niciodată. Deci nu trebuie să... Deci dacă cumva pierdeți, sunteți respinși, dar ce este inevitabil, trebuie să aveți bun anfart, mai să fiți acceptați din prima dată. Erau foarte mulți jucători care au aplicat în această sesiune și au fost respinși doar pentru că așa a zis Kelton. De aceea nu trebuie să vă lăsați din prima. Eu cu Dănuț am făcut foarte multe aplicații ca să ajungem la funcțiile pe care le avem acum. Deci nu vă lăsați niciodată de ceea ce vă doriți. Dacă v-ați impus, eu vreau helper, eu vreau neapărat să iau helper. Eu când m-am apucat de RPG3 în 2015 am zis, eu vreau helper pe serverul ăsta, punct. Asta vreau. Asta mi-am propus
Am luat câteva banuri, am fost foarte prost, da, nu m-am lăsat și cu banurile pe care le-am avut, nu m-am lăsat niciodată de acest zis. Ăsta a fost zisul meu. Să iau helper, am visat noaptea că am luat helper, deci ăsta era visul meu pe jocul ăsta, să iau helper. Aplicam, eram respins. Am aplicat după o lună cât a durat, odată o lună să-mi corectez aplicațiile, am fost respins. M-am simțit foarte rău, simțeam că nu mai pot, am zis că bă frate, mă las de serverul ăsta, nu mai suport. Dar după mi-am adus aminte când am zis că eu nu voi renunța. Deci nu renunțați niciodată, deoarece inevitabil. N-aveți cum, orice vis, dacă vi-l doriți din toată inima voastră și munciți pentru acel lucru, vi se va împlini. În episoadele următoare vom vorbi despre alte chestii. Pardon. Despre aplicație, despre alte chestii, nu știu, facțiuni, loguri, dar acum începem cu începutul. Ceea ce aveți nevoie din prima pentru a ajunge la o funcție de Tiki. Tiki... Alt Live Nakeog. Am înțeles, hai să fugim de aici. Uite aici, T. Uite T-ul aici. Hai să mergem la T-ul ăsta. Deci că acolo T-ul îi vine de la Tampa, nu? De la Tampa, Lunea, Mirel. T, unde-i T-ul? Unde mă trimit ăștia la... Ia uite aici. What? Păi prima dată când ajung în locul ăsta pe Samp. Ce chestia asta? Caroaș. What? Băi, aveau... Bă, voi vedeți un... Crit. Unde pana mea e crit-ul? Băi, eu simt că... Ia stai să... Scoatem checkpoint-ul. Nu faci live, vai ce prost sunt, e duminică și am uitat să fac live. Am uitat. Doamne. Bă, ultimul live de an, din anul ăsta, bă, am uitat să fac live. Bă, ce prost sunt. Bă, și duminică, bă, cum să uită? Cum să uit? Ce prost, bă, ce prost, bă. Băi, eu mă duceam la T în loc să mă duc la trofeu. Doamne, deci am... Mi-am rămas în cap, eu stând și vorbim cu voi. M-am gândit la trofeu și m-am gândit la prima literă din trofeu, care e T și mă... Doamne. Hai ca să nu mă mai înjur, hai să mergem repede și să continuăm. Deci niciodată nu vă lăsați. Cum ai uitat să faci? Scuze, sorry, mane, nu mă bate, frate, nu mă înjura. Scuze, frate. Niciodată când aveți un vis, când vă doriți ceva, nu vă lăsați. Niciodată. Chiar dacă au trecut 2 ani, 3 ani, la mine au trecut din 2015 până în 2018, 3 ani până să iau funcția asta. 3 ani au trecut, m-am chinuit, am făcut aplicații, niciodată, niciodată nu vă lăsați. Dacă sunteți respinși, vă spuneți așa, asta am fost respins, data viitoare voi fi acceptat. Dacă sunt respins a doua oară, nu-i nimic, voi fi acceptat, la un moment dat veți fi acceptat, 100%, n-aveți cum. Eu de la un jucător care era agramat, era analfabet, nu știa să vorbească, nu știa să scrie corect gramatical, că de scris știam să scriu să vorbesc, dar nu știam să scriu corect gramatical. Eu de la un jucător așa în 2012-2011 am ajuns aici. Prin muncă, prin perseverență, prin muncă. De cel mai important e muncă și voința. Degeaba muncești pentru un lucru dacă la primul respins, să zicem, ești gata, l-a pus la pământ, bă frate, nu mai vreau, punct. Niciodată, oricât de mult ai muncit, dacă nu ești, să zicem, nu-ți dorești acel lucru din toată inima ta, din toată inima ta, niciodată n-ai să ajungi sus. Voi credeți că mie mi-a fost ușor când m-am apucat de YouTube în 2012, primul episod, în 2012 l-am făcut. Voi credeți că în 2012, când am făcut primul meu episod, și da, primul meu episod, nu știu, câți dintre voi știți, eu la început am fost ajutat de youtuberul Zapi TV, am fost ajutat cu niște sfaturi. Mulțumesc, îi mulțumesc prin această cale. În 2012 am fost ajutat de el cu câteva sfaturi. Și eram foarte mic și abia acum mi-am dat seama de sfatul pe care mi l-a dat. În fine, continuăm. Eu în 2012, când m-am apucat de acest server, nu, doamne, bă, foc nenorocit. Doamne, uite cum arde mașina. Eu în 2012 când m-am apucat de YouTube, voi credeți că cu 2 like-uri pe episod
și cu 30 de dislike-uri cât aveam. Filmam în Cybernetic, nu știu, Cybernetic, nu... Ceva cu Cyber Video, nu mai știu, să nu mă încurc, Cyber, ceva cu Facecam, era un Facecam. Și puteam să apeși, nu știu, și apăsam pe butoane, pasăm, pe wow, pe chestii, știi? Adică eu mă simțeam bine când făceam episoade, nu știu, ziceam, uite, uite în fața, uite, că apăram pe clădire, erau efecte de alea șmechere, de alea din 2012, vai, mi-aduc aminte ce efecte erau. Bă, și lumea râdea de mine, mă făceau prost, mă făceau afon, mă făceau tâmpit, mă făceau nu știu cum, mă distram, dar eu pe episoadele alea mă distram. Mi le-am șters din păcate, mi-aș fi dorit din toată inima să mai am episoadele alea, nu mai știu nici canalul, nu mai știu absolut nimic. Dar mi-aș fi dorit toate din seama acele episoade să vi le arăt. Deoarece niciodată, tot timpul când vă apucați de un lucru, voi credeți că, nu știu, PewDiePie, care a ajuns la suma asta minunată de abonați, nu știu cât are, cred că are 80 de milioane de, milioane de abonați, nu știu exact cât are, dar voi credeți că PewDiePie când s-a apucat era cel mai bun? Ba din potrivă, nu era foarte bun, dar prin muncă, bă, am revenit, nu știu, s-a oprit filmarea că nu mai aveam memorie, deci să continuăm. Repede, am mai filmat încă vreo 3 minute după chestia aia, dar unde eram? La PewDiePie. Voi credeți că PewDiePie au ajuns unde este acum la început? Nu, la început el și-a propus și-a dorit să ajungă unde este acum. O muncit. Nu credeți că episoadele lui erau foarte faine la început? Nu erau de calitate, nu erau... calitate, adică nu se vedea bine, deci nu erau foarte bune, dar prin muncă, fiindcă și-o dorit acel lucru neapărat, și-o dorit să ajungă sus, prin muncă, prin dorință, a ajuns unde și-a dorit. Și asta vă sfătuiesc pe voi, să nu stați, câteva sfaturi, să nu vă bazați niciodată pe nimeni, să vă bazați pe puterile voastre, deoarece pază, ți-e prieten, mâine nu ți-e prieten. Când ți este bine, ți-e prieten. Când ți este rău, nu-ți mai este nimeni prieten. Mi s-a întâmplat și vă zic că nu este deloc bine. Deci aveți grijă. Este foarte importantă chestia asta. Și bazați-vă doar pe puterile voastre. Deci, munciți. Asta, primul sfat. Ce trebuie să luați voi din episodul ăsta? Să munciți. Să vă doriți acel lucru pentru care munciți, că dacă degeaba munciți dacă nu vă doriți acel lucru, deci este inevitabil, degeaba munciți dacă nu vă doriți. Deci puneți-vă în cap, degeaba munciți dacă nu vă doriți. Și bazați-vă pe propriile voastre puteri. Deci 3 sfaturi, sper că ați învățat în episodul ăsta. În episoadele următoare vă voi spune mai multe chestii, că nu ai nevoie doar de chestiile astea. Pe Sampa ai nevoie, nu știu, și de alte chestii pe care le veți afla în episoadele următoare. Sper să mă pot să-mi fac toată treaba asta în 4 episoade. Sper să pot să o termin în 4 episoade, să nu fie mai puține, nici mai multe. Sper să reușesc să mă bă, am un lapsus cu... Era un cuvânt să mă, nu știu, să mă mențin în 4 episoade. Sper să pot. Dacă nu pot, asta e, dar oricum sper că ați învățat ceva. Sunt sigur că ați învățat ceva din episodul ăsta. Deci muncă, muncă, dorință și să vă bazați pe puterile voastre. Acum, pe sfârșit de episod, doresc vă arăt 2 case foarte, foarte șmechere. Uitați aici, deci casa asta e șmechere o de tot și The State. Proprietarul e The State. Oh my god, proprietarul e The State. Bă, și pot să fac schimb cu casa mea, casa asta. Ar fi șmechere, bă, șmechere rău casa asta, nu mai știu cine avea ea. Șmechere, foarte, foarte șmechere. Și mai am o casă foarte faină care aia chiar pare de la sat. Chiar pare din România, așa, uitați, dacă vă uitați de aici, nu pare, uitați, stați, de aici, uite, parcă ar părea, nu știu, uite, o casă de-asta îndepărtată de la sală, lângă muntele Chiliad, șmecheră, rodeta, casa asta, din câte știu, n-are proprietaria, să vedem, dar șmecheră, rău, casa asta îmi place enorm de mult, foarte faină, foarte, uite, bă, șmecheră. Cu căpițe de fân, cu astea, cubișchi, Minecraft, șmecher. Bă, noi vom crea aici episodul, dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați butonul de like, un coment pentru întrebări sau sugestii și subscribe dacă doriți să stați cu încotă notați pentru videoclipul noi și share-vă și prietenii voștri. Doresc să strângem 55 de like-uri la acest episod.
vă mulțumesc enorm de mult pentru susținerea acordată la episodul trecut, am observat că am strâns multe like-uri, deci vă iubesc, vă mulțumesc din toată inima, sper să strângem și la acest episod, deoarece chiar mă strădui să vă spun toate informațiile astea, să mă gândesc la ele și să-mi fac un plan, pentru că vi le pot spune mult mai repede și să vă structurez tot în 4 episoade, am găsit și cuvântul, să vă structurez tot în 4 episoade. Sper să vă placă această mică serie de 4 episoade și ce să zic, 55 de like-uri, sper să strângem episodul ăsta, nu uitați, Robi vă pupă dulce, bye, voi sunteți cei mai tari și vă iubesc, nu uitați, like, comment și subscribe. Bye, Robi vă pupă dulce cu skin-ul ăsta de civil prindit, bye!